Mai mult decât orice altă tematică, idolii zilelor noastre ne testează și ne solicită dreapta judecată. Cu fiecare idol pe care reușim să-l numim, dreapta judecată ne este pusă la grea încercare și reprezintă un veritabil antrenament în arta discernământului. Nu plăcerea, ci plăcerile de o clipă ne strică de cap. Nu suferința, ci bucuria ascultării e antidotul plăcerii. Nu succesul, ci credincioșia este calea trasată de Hristos. Și în felul acesta ajungem astăzi la cel de-al treilea idol din panteonul modern, pe care l-am identificat drept tradiționalismul. Nu știu ce părere aveți voi, dar cel mai mult am ezitat în alegerea acestui idol în acest modul de predicare. Am fost chiar descurajat de către unii. Însă premisa de la care am plecat e următoarea. Nu există persoană din încăperea aceasta sau dintre cei care ne urmăresc care să nu vină dintr-o anumită tradiție. Și aș pune degetul pe rană, încă n-am întâlnit atâtea persoane care să fie rănite din pricina tradiționalismului în toată experiența pastorală și a fost un lucru total neașteptat. De aceea am ales această abordare. Uitați care reprezintă pentru mine despărțirea apelor, cuvintele care m-au ajutat să mă așez în acest dialog pe care vi-l propun. Iaroslav Pelikan, în introducere, în prefață la poate cea mai respectată dogmatică creștină care se studiază în școlile teologice, spune următoarele lucruri. Tradiția este credința vie a celor morți, tradiționalismul, credința moartă a celor vii. Șocant, dar adevărat. Cu alte cuvinte, tradiția e bună, tradiționalismul e rău. Tradiția e vie, tradiționalismul e sterb, tradiția e autentică, în timp ce tradiționalismul este idolatru. Însă marea problemă e cum reușești să faci diferența dintre cele două. Și toată provocarea zilei va fi un exercițiu, o incursiune, care ne invită pe fiecare să ne croim un drum între cele două și să vedem care sunt opțiunile care ne stau în față. Sună destul de ciudat ca un pastor baptist să vorbească despre tradiție într-o biserică urbană ce nu pare să aibă probleme cu tradiția. Ăsta a fost elementul atipic și contraintuitiv cel mai greu de depășit la nivel emoțional pentru mine. Pe unii s-ar putea chiar să vă netumerească acest gând. Ce are a face tradiționalismul cu preocupările unei biserici născute din dorința de a fi relevantă la nivel social pentru oamenii care ne înconjoară? Nu există persoană care să nu fi fost julită de tradiționalism. Și dacă n-ai observat, poate fuga de tradiționalism ascunde o nouă capcană pentru viața noastră spirituală. Sunt tineri care nu se mai regăsesc într-o biserică înființată de câțiva ani pentru că își doresc ceva mai nișat, mai pe gustul lor. Mă rog, nu cred că asta e în sine o problemă, ci problema pe care o ridic așa ceva e că mult mai rapid avem nevoie de anumite criterii prin care noi să putem cerne realitatea. Și asta e provocarea individuală și comunitară pentru orice persoană care se confruntă, care îi se vâră sub nas un subiect de genul acesta. Iată primul lucru pe care vreau să-l punctez. Poleala tradiționalismului este avangardismul. A schimba o formă cu alta, o modă cu alta, aceeași mărie cu altă pălărie, cum zice o vorbă. Ați inventa, dacă vreți, propria tradiție. A fi înghițit de trecut sau de viitor. Iată opțiunile care par să ne surâdă. Avangardismul este tradiționalism fără tradiție.
a te rupe de orice legătură. Și asta e o influență contemporană, recentă, a secolului trecut, în care această dislocare și această deconstrucție a tradițiilor, iată că are repercursiuni inclusiv în sânul bisericii. Textul pe care vi-l propun pentru radiografia acestei zile se găsește în Evanghelia după Marcu, la capitolul 7. Să vă invit să urmăriți cu mine textul acesta, să vă deschideți device-urile și să vedeți cuvintele și accentele pe care Mântuitorul ni le așează în fața ochilor. Marcu, capitolul 7, primele 13 versete. O să vedeți, avem parte de o introducere destul de lungă care setează contextul, atmosfera și apoi intervenția lui Hristos în cazul de față. Fariseii și câțiva din cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Observați intenționalitatea. Ei au văzut pe unii dintre ucenicii lui că mănâncă pâine cu mâinile necurate, întinate, traduce NTR-ul, adică nespălate. Observați comentariul naratorului. Fariseii, însă și toți iudeii, nu mănâncă fără să spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Spălarea ritualică a corpului. Sunt multe alte obiceiuri. O altă subliniere importantă, pe care au apucat ei să le țină. Observați o inerție comunitară, socială, în care te afli. Precum spălarea paharelor, ulcioarelor, vaselor de bronz și paturilor. Atunci farisei și cărturarii l-au întrebat pe Iisus. De ce nu țin ucenicii tăi datina bătrânilor, ci mănâncă cu mâinile întinate? Iisus le-a răspuns. Ipocriților, bine a profețit Isaia despre voi. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba însă mi se închină ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni. Spălarea urcioarelor și a cănilor și multe alte lucruri de felul acesta. Apoi le-a mai zis. Ați desfințat frumos, ce mod de adresare care te tulbură, porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Căci Moise a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și partea a doua, negativă, cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. Voi dimpotrivă ziceți, dacă un om spune tatălui său sau mamei sale, orice ajutor ai putea primi de la mine este corban, adică închinat deja ca dar lui Dumnezeu. Pe acela nu-l mai lăsa să facă nimic pentru tatăl sau mama sa. Și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Iată dialogul care te pune pe gânduri, care te invită să te gândești, să te situezi. Datină sau cuvânt, tradiție ori scriptură, superstiție sau adevăr. Iată provocarea care te râcâie, care te invită, care te solicită. În urmă cu câțiva ani, tematica în cultul creștin baptist cu privire la început de an, la perioada de rugăciune, a fost legată de pericolele pe care le trăiește biserica din exterior, din interior. Ca să condimentez un pic atmosfera, i-am invitat pe oameni la un dialog. Înainte ca să știm pentru ce să ne rugăm, ar trebui să vedem dacă noi am conștientizat. Șocul pe care l-am trăit e că n-am putut identifica în discuția respectivă nici măcar un singur pericol. M-am speriat. Și m-am gândit la perioada dinainte de 89, când era destul de simplu. Pericolul era în afară. Necredință, ateism, comunism. Era foarte simplu să dai un nume, să identifici. De aia să vă văd acum. Nu știu, uitându-ne doar la acești trei idoli pe care îi punem în față, cât de multe râcâiete simți că într-adevăr stârnește niște frământări. Ăsta e adevăratul test că realizezi că sunt niște pericole la mijloc. Nu e așa? Cel mai mare pericol în viață e de care nu te știi feri. Să nu vezi, să nu înțelegi, să nu poți identifica la timp problemele. Cred că unul dintre cele mai importante principii pentru formare spirituală pe care l-am înțeles este următorul.
Ceea ce nu poți numi, nu poți controla. Ceea ce nu poți controla, nu poți schimba. Și ceea ce nu poți schimba, nu te face liber. Indiferent că discuți în experiența de psihoterapie, de consiliere, de sfătuire interpersonală, fie că te uiți la cazurile mai grave, cum e cel din Marcu capitolul 5, Hristos îl întreabă, care ți este numele? Un lucru la care nu i-ai pus încă un nume, nu poți să te raportezi corect la el, să îl identifici, să știi de unde să-l apuci. Diagnosticul corect în orice situație, în orice problemă, reprezintă premisa de bază de la care se poate construi mai departe. Și exact acesta e lucru care structurează tot studiul pe idolatrie. Să poți identifica corect, să pui degetul pe rană, să vezi, să auzi, să simți cu inima și cu întreaga ta ființă din ce direcție bate pericolul. Spre exemplu, un alt idol al vremurilor noastre, pe care nu l-am inclus în această listă, din punctul meu de vedere, este sincretismul. Întâlnești tot mai des oameni care să amestece în viața lor personală lucruri ciudate, lucruri bune și lucruri rele, mai puțin bune. Am întâlnit undeva un caz în care cineva se declara că este protestant, crede în justificare prin credință, în autoritatea Scripturii și crede și în reîncarnare. Pentru mine, la nivel mental, așa ceva creează un blocaj. Cum poți să accepți un amalgam atât de variat și de ciudat de realități? Care credeți că este reculul de la așa ceva? Păi simplu, o grămadă de oameni zic și dau vina, vezi, uită care e problema. Și se repliază în ce? În tradiționalism, în mai multe reguli care să asigure un anumit control de a putea gestiona. Și aici se înscrie următorul lucru care întărește această perspectivă, și anume că orice formă de idolatrie ascunde o deficiență emoțională și spirituală. Îngăduiți-mi să vă ofer câteva exemple din Biblie. Cazul celebru al idolatriei poporului care a fost izbăvit din robia egipteană în Exod capitolul 32. Fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise nu știm ce s-a făcut. Acum, să fim serioși. Eu nu cred că oamenii atât de repede au vrut să-L abandoneze pe Dumnezeu. Dar observați, care e problema? Frica, Moise acolo, nu știm ce s-a întâmplat. Avem nevoie de ceva, de o garanție. Observați, de aici pleacă toate problemele. Încercarea de a-L încadra, de a-L arenda pe Dumnezeu, de a-L forța să intre în tiparele tale, să joace în jocul pe care tu îl intenționezi. Ne gândim la Ieroboam. În 1 Împărați, capitolul 12, cu 27. Poporul ăsta o să se ducă spre casa lui David, la Ierusalim. Pe mine mă vor omorâ. Teama în inima acestui împărat, din nou. Dacă ne gândim la farisei din vremea Domnului Iisus. Fără reguli, viața nu poate fi gestionată. Nu poți avea control peste poporul ăsta. Fals. Orice religie a tradiționalismului și fariseismului se bazează pe frică. Dacă ne gândim la idolul de săptămâna trecută, dacă voi avea succes, atunci ceilalți poate mă vor remarca. Observați, teama de a nu fi văzut la nivel social sau interpersonal. Alegem calea mai ușoară, dar prețul este pe măsură. Un preot spunea într-o împrejurare, nouă ne-au trebuit 2000 de ani să ajungem aici. Voi, în 200 de ani, ne depășiți. Și unii care veniți din anumite contexte foarte rigide și greoaie, înțelegeți foarte bine despre ce vorbește. Puterea tradiției n-ar trebui subestimată sub nicio formă. Cărările bătătorite, moștenirea înaintașilor, practicile cu care ne-am obișnuit, de-a lungul anilor ne influențează. Fie că ne place, fie că nu ne place. Dacă e valabil în ortodoxie și catolicism, sau în iudaismul din vremea Domnului Iisus, cu siguranță e valabil și la pocăiți. Ceea ce m-a provocat cel mai mult în acest text este faptul că ne oferă un studiu de caz uluitor cu privire la puterea pe care datina o are în a desfința cuvântul sau adevărul lui Dumnezeu. Învățăturile omenești devin porunci, în timp ce poruncile lui devin facultative. Cum se poate așa ceva?
uite că se poate. Dacă ar fi să descriu un traseu preluat cuvânt cu cuvânt din textul din Marcu 7, ar fi adăuga, a ține și a desfința. A adăuga nu cred că are acea intenție negativă, malefică. Are o intenție pozitivă. Dar în timp se așează, se adună lucrurile și efectul nedorit, colateral, dacă vreți, e că ne înstrăinează. Două pericole majore. Dacă nu ții cont de tradiție, nu înveți nimic de la înaintaș. Dacă ții cont numai de tradiție, desfințezi cuvântul. Cu alte cuvinte, nu vom avea liniște până când nu răspundem onest la două întrebări. Ce putem învăța de la părinții și înaintașii noștri? Și cum ne dăm seama până nu e prea târziu că obiceiurile, datina, ne strică cuvântul? Înțelepciunea apostolului Pavel răsună peste veacuri. Una din primele scrisori pe care le adresează comunității din Tesalonic, capitolul 5, 21-22. Feriți-vă de orice se pare rău. Și cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Observați această dublă bătaie de inimă, atitudine mentală. Să te știi feri, să te știi păzi, să nu te grăbești, să nu fii naiv, să accepti orice lucru, orice teorie care vine pe piață, orice lucru pe care l-auzi, dar în același timp să investighezi. E ciudat că sfatul ăsta e dat exact în contextul prorociilor. Deci funcționează la un nivel foarte practic, la firul ierbii, la aspecte concrete. Și e deplorabil de multe ori când vezi oameni cărora le lipsește instrumentul, facultatea de a cerne, de a se ști feri și de a cerceta. Observați, Dumnezeu nu se teme, Dumnezeu își dorește să formeze în mentalul poporului lui Dumnezeu cele două atitudini. Fiindcă asta te scoate tiafăr la liman, la capăt. Recomand din toată inima un film care pentru mine a avut un impact nebănuit, Scripcarul de pe acoperiș, The Fiddler on the Roof. Un film despre viața comunității iudaice și influența tradiției în viața acestor oameni. Două perspective mi-au rămas întipărite la un nivel foarte profund. Unul din leitmotivurile filmului este această invitație la a privi tradiția ca interogație. Nu e ceva apăsător, ci e ceva care te invită la dialog. Și în permanență îl vezi pe protagonistul principal din acest film, cum zice un lucru și după aia spune, dar pe de altă parte. Și un alt aspect foarte frumos e conversația continuă cu Dumnezeu prin rugăciune. Dacă găsești undeva ilustrat într-un film mesajul cărții fratelui Laurențiu al Învierii, este acest film. La un moment dat, când una dintre fiicele lui se căsătorește cu cineva cu care lui nu i-a convenit, se împacă cu situația asta și când fiica urcă în tren și îndreaptă privirile în sus, spre cer, și zice, acum tu să-i porți de grijă. Sunt de multe ori șocat că oamenii în vremurile noastre au pierdut din vedere elementul ăsta de conversație, de spontaneitate, de percepție, că Dumnezeu e aproape de inima ta, de gândurile tale, de frământările tale, indiferent oriunde te afli. Dumnezeu care umple pământul, spațiul, ziua de astăzi doar e un reminder, ne aduce aminte că El e cu noi în fiecare zi, până la sfârșitul veacului. Poate că asta ne salvează de la formalism și fanatism religios. De unde știi că te afli sub vraja tradiționalismului? Sunt trei întrebări pe care o să le parcurg împreună cu voi, care surprind atât cauza cât și remediul, soluția la această problemă. Prima întrebare. Sunt preocupat mai mult de formă sau de conținut? Care e primul lucru ce izbește privirile reprezentanților religioși veniți din Ierusalim? Ei au văzut pe unii din ucenicii lui că mănâncă pâine cu mâinile necurate, adică nespălate, poftim. Exact cum ai vrea să imaginează-ți lucrul ăsta,
că în grupul tău de prieteni sau ai vedea pe cineva la locul de muncă, desface o banană și aruncă conținutul la coș și se pregătește să savureze coaja. Cum ai reacționa într-o astfel de situație? Ce ai zice? Ce părere ai avea despre o astfel de persoană? Orice formă își are rostul ei, dar forma slujește funcția și nu invers. Să nu înțelegeți greșit, nu spun că formele nu sunt importante, ci e vorba de prioritizare, de ceea ce pui mai întâi, de elementul care îl controlează sau îl influențează pe celălalt. Gândiți-vă cât de ridicol putem deveni. Nu-i interesează nimic despre integritatea ucenicilor. Să-i vadă cum trăiesc, cum ajuns în preajma lui Hristos, să se uite la viața lor. Pur și simplu, zispiți de exterior, formă, datină, spălarea mâinilor, paharelor, vaselor de bronz. Ce-i asta? Sublinierea autorului cât se poate declară, nu mănâncă fără și când se întorc din viață, nu mănâncă decât. Sunt cele două elemente exclusiviste, greu de digerat pentru spiritualitatea fariseică. Pornind de la o carte remarcabilă despre raci, cineva făcea o comparație între ei și oameni. În timp ce omul își poartă structura de rezistență în interior, la rac exact pe dos, în exterior. Gândiți-vă, nu-i deloc plăcut, nu? Să dai mâna cu un rac sau să ieși la plimbare cu el. Asta arată cât de dureroasă îi întâlnirea asta, contactul ăsta cu forma brută, tăioasă a regulilor, a aspectelor iraționale și unor aberante pe care unii încearcă să le aducă. Și durerea mea e că, având miezul tradiției și având credința în Dumnezeu, unii nici până în ziua de azi nu s-au lămurit și n-au înțeles cât de important e echilibrul acesta la care ne invită Hristos. Exact asta face tradiționalismul. Idolatrizează forma, litera, pierzând din vedere esențialul. Asta e problema. Nu că ții cont de tradiție, ci că se pierde miezul, esența credinței. Tradiționalismul izbotește o inversiune rușinoasă, bizară. Forma devine mai importantă decât conținutul, iar regula mai presus de intenție. Dacă un test este foarte simplu, dacă vii la închinare și ești distras, șocat de aspecte secundare în închinare, dacă ai tendință de a măsura, de a investiga felul în care se îmbracă unii, faptul că ridică mâna sau nu ridică mâna, aspecte colaterale care țin de exprimare personală, poate că am uitat motivul pentru care venim într-un loc acesta. Unul dintre oamenii care a setat mentalul educațional la Universitatea Wheaton din Statele Unite a fost Walter Elwell. Și el spunea în felul următor: cu cât stăm mai aproape de miezul tradiției, cu atât suntem mai uniți. Cu cât stai mai la periferie, cu atât ești mai divizat. Ori de câte ori discuți cu cineva și încep de la lucrurile secundare și alea pentru tine le tratezi ca absoluturi, niciodată n-ajungi la amin, n-ajungi la un numitor comun cu cel de lângă tine. Eu pe unde mă aflu? În centru sau la periferie? E o întrebare critică a acestei zile. Uitați-vă ce însemna tradiția pentru primii creștini. 1 Corinteni 15 este un text clasic în toate studiile pe tema tradiției. Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați primit-o, cuvântul folosit de aici e cuvântul consacrat pentru tradiție, paradidomi. Ceea ce ai primit de la altcineva prin viu grai și poți să transmiți mai departe. În care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o altfel, degeaba ați crezut. Căci v-am încredințat înainte de toate așa cum am primit. Pentru o două ore se repetă cuvântul. Apostolul Pavel spune: sunt posesor, receptor al tradiției. Sunt lucruri care s-au întâmplat înainte de mine. Vă spun lucruri pe care le știu, dar sunt lucruri pe care le-am moștenit de la ceilalți. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi,
A fost înmormântat și a înviat a treia zi după Scripturi. Orice tradiție presupune o moarte și o înviere. Această dinamică, această prefacere, această înnoire, să știi care sunt lucrurile de care te ții, să ai capacitatea să știi care sunt lucrurile de surplus și care sunt lucrurile care te duc și care te scot la liman. A doua întrebare. Învățătura pe care o urmezi lucrează conformism sau transformare? Un test și mai serios cu privire la idolatrie sau închinare autentică este dacă te duce la un simplu mimetism exterior sau reușește să schimbe inima și viața noastră. Un alt test pe care îl pot oferi cel mai bine, din punctul meu de vedere, membrii din familie care poate încă n-au făcut pasul credinței. Ăia te simt. Dacă vii dintr-un loc acesta mai bun, mai schimbat, mai atins, mai îngătuitor, mai înțelept, mai sensibil față de cel de lângă tine. Și la fel, la locul de muncă. Nu există întâlnirea cu dumnezeirea, cu sacrul, cu ceea ce e sfânt, cu harul, favoarea nemeritată a lui Dumnezeu, să te lase la fel. Să te lase indiferent, sau cum zice Apostolul Pavel în Corinteni când vorbește despre cine mai răi. Observați? Capacitatea autorilor Bibliei de a vorbi deslușit și deschis despre pericole, despre realități care se interpun în inimile și în viețile noastre. Ceea ce ne surprinde nu e faptul că farisei și cărturarii se uitau la exterior, ci că îl judecă pe Domnul Iisus încercând să impună tuturor felul lor, datina lor, mentalul lor. Asta e adevărata problemă. Și o judecată excesivă asupra altora îmi alimentează mândria spirituală și mă împiedică să văd răul din propria inimă. Idolul tradiționalismului și formalismului este atât de atractiv pentru că livrează o falsă siguranță. Oamenii apelează la el pentru că în felul acesta se simt în siguranță că pot face mai bine, pot da piept cu incertitudinile. Sunt oameni care nu suportă incertitudinea și atunci se agață de orice. Și asta face până la urmă tradiționalismul. Îți livrează ceva ieftin ca să poți să îți liniștești inima îngrijorată. Cei mai dificili oameni pe care i-am întâlnit în experiența pastorală au fost cei care îi judecă atât de dur pe alții încât te simți descumpănit. Nu știi în anumite ocazii cum să reacționezi. Marea problemă e că de multe ori sunt lucruri minore, care uneori țin de gusturi. Șocul meu a fost să descoper că, de fapt, în anumite cazuri era vorba de abuz domestic, lucruri mult mai grave care stăteau în spate. Ne apropiem de cuvântul fanatism, care, așa cum îl prezintă textul, înseamnă atașament, devotament pătimaș pentru o credință, convingere, etc., dublat de o totală intoleranță față de opiniile altora, credință oarbă în anumite idei. Acolo te poate duce formalismul și tradiționalismul. Fariseismul, una dintre primele trei mișcări religioase din iudaism, nu uitați, Saul din Tars, apostolul Pavel, vine dintr-o astfel de grupare. Originea cuvântului înseamnă separat, sfânt, de o parte, o mișcare cu rădăcini în experiența exilului babilonian, în care oamenii înțeleg că trebuie să se întoarcă la lege. Observați, intenția lăudabilă, înapoi la lege și la cuvânt, că altfel nu vine mântuirea peste poporul ăsta care se află în exil. Scopul lor era ca astfel de obiceiuri să devină un zid de protecție în jurul legii. Dar problema e că zidul devine mai important în timp decât poruncile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat. Să fii deranjat de tot felul de lucruri secundare? Asta e traseul în care Hristos alunecă în textul de astăzi, dacă am fi citit de la 14. Și Hristos spune cu voce tare, ascultați-mă toți și înțelegeți, nu ce vine din afară, ci din inimă. Ies dorințele ilegitime, lăcomia, imoralitatea și toate celelalte preocupări pe care oamenii le au. Proiecția asupra celorlalți maschează de cele mai multe ori, o acută lipsă de conștientizare. Uneori nici măcar nu ne dăm seama
după ce ai exersat mult un anumit mecanism și într-un fel un mecanism de apărare. Te deranjează, vezi anumite lucruri în jur și nu-ți convin. Și e normal lucrul ăsta. Dar dacă repeți lucrul acesta și ești incapabil să interiorizezi și să găsești la tine probleme care să te aducă înspre Dumnezeu, aici apare ruptura. Și apare marea problemă în care aluneci într-un conformism, într-o inerție religioasă, duminică după duminică, și îți lipsește esențialul. Acel element care te atinge, care te transformă, care îți redă speranța. Și când îți dă ție speranță, dă speranță și celor din jurul tău, fiindcă le arată că se poate. Și nici nu ai nevoie să le mai ții predici, pentru că ei simt mireasma, adierea prezenței lui Hristos prin viața ta. Și cea de-a treia întrebare, mă învață oare să trăiesc în ipocrizie sau să-L iubesc pe Dumnezeu și semenii? Șochează primul cuvânt din răspunsul Mântuitorului. Ipocrisiilor, fățarnicilor. Idolatria formelor și tradițiilor vicează, corupe iubirea noastră față de Dumnezeu și semeni. Ăsta e cel mai mare șoc pe care ți-l oferă textul. Această ciocnire între reproșul lor, de ce ucenicii tăi procedează în felul ăsta, și Hristos, când li se adresează, nu o face la mânie, ci e acea indignare în care se contrapune unei tendințe idolatre. Și Hristos le spune, de ce? Cum ați putut ajunge aici, în halul ăsta? Mi s-a întâmplat de mai multe ori în experiența pastorală să nu văd o perioadă anumite persoane la biserică și, deși nu-mi stă în fire, să mă gândesc că, știu eu, nu mai vrea, nu-i mai place. Și când m-am întâlnit cu realitatea și am văzut că au fost probleme grave de sănătate, au fost încercări, dureri prin care au trecut, m-am simțit rușinat și am cerut iertare lui Dumnezeu. Și am cerut putere să fiu atent felul în care mă gândesc. Acum, ia imaginează-ți că îți setezi un mental și practici foarte des lucrul ăsta. Ăsta e exercițiul. În momentul în care vezi sau nu vezi ceva, tu imediat ești foarte sigur pe un anumit lucru și te axezi foarte mult pe ceea ce vezi, pe ceea ce izbește privirile. Unde crezi că duce? Cumva ne surprinde că se ajunge la o astfel de atitudine. Mântuitorul folosește două argumente sau citate din Vechiul Testament. Ceea ce e șocant la partea a doua a textului nostru e că unul din texte vizează relația cu Dumnezeu și spune s-a pierdut esența iubirii față de Dumnezeu. Mă cinstesc cu buzele, inima lor e departe de mine. Cel de-al doilea text e din Moise și are atât partea pozitivă cât și negativă. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău să fie pedepsit cu moartea. Ceea ce e șocant e că o practică religioasă cu intenții bune ajunge să compromită atât relația cu Dumnezeu, cât și iubirea naturală imediată în care ar trebui să se vadă investiția de spiritualitate în relația cu cei din casa ta. Ăsta e lucru șocant. Datina Corban. Cuvântul înseamnă dar și este folosit de către istoricul evreu Iosefus, Flavius, cu privire la nazirei care își închinau viața pentru o anumită perioadă Domnului. Este un termen care apare frecvent în cărțile Levitic și Numeri, cu privire la ofranda și jertfa sacrificială închinate Domnului. În literatura rabinică, cuvântul apare ca o formulă pentru a face darul, fie că e vorba de mâncare, bani sau proprietate, să fie dedicat în exclusivitate pentru Dumnezeu și inaccesibil pentru orice alte scopuri. Lucrul sună bine, dar problema e că zici că te închini lui Dumnezeu și neglijezi responsabilitatea să-ți ajuți familia, prietenii, pe cei apropiați. Ei, asta e marea problemă. În momentul în care se pierde inima religiei, în momentul în care ipocrizia, dubla măsură, lucrurile care vin în viața noastră, ne bruiază. Nu mai putem vedea carența nici pe verticală și nici în ce privește relația noastră pe orizontală. O întrebare critică îi
Oare ce deprinderi ne-am putea cultiva la nivel relațional pentru a putea păstra o stare optimă de deschidere înspre cei de lângă noi? Ce înseamnă cu adevărat să fii deschis înspre ceilalți ca să poți călători, să poți să îi ajut și să fii ajutat de către ei? În urmă cu câțiva ani, într-un retreat în Cehia, cred că unul dintre cele mai frumoase lucruri care m-au însoțit de atunci e suspending your judgment. Să îți înfrânezi. Să suspenzi, să îți amâni impulsul de a judeca. Asta e primul lucru pe care îl poți face. Pripa în judecată niciodată nu face bine. Așa cum ne învață Mântuitorul în Predica de pe Munte. Întotdeauna are efecte colaterale și pentru alții și pentru tine. În al doilea rând, tolerează ambiguitatea. Să înveți să călătorești cu incertitudinea în viață. Deci, din nou revenim la partea emoțională. Simți că îți fuge pământul de sub picioare, că îs anumite frământări, neclarități și pericolul imediat să te agați de primul lucru care ți este în cale. Ei, această toleranță cu privire la ambiguitate e extrem, extrem de importantă pentru a rămâne deschis față de ceilalți. 3. Gândește nuanțat. Ideea ar fi să nu-ți formezi o opinie pe un subiect important până nu ai toate datele problemei. Să aștepți, să ai răbdare cu oamenii, cu plămada anumitor idei până ajung la maturitate, la clarificare, la acea limpezime de care are nevoie cugetul tău. N-ar trebui să te grăbești, să tragi concluzii. Așteaptă-i pe alții. Și nu în ultimul rând, atribuie lucruri pozitive. Tendința noastră e să facem generalizări. Dacă cineva ți-a greșit și te-a rănit, mai ales dacă e dintr-o altă cultură sau enie, care e concluzia pe care o vei trage? Toți sunt așa. Nu mai vrei să ai de-a face cu niciunul dintre ei. E, realitatea e un pic diferită. Dar inclusiv la nivel personal, dacă cineva ți-a greșit, tendința e să-l vezi în culori negative, dacă ai fost rănit. E foarte greu când cineva ți-a greșit să vezi lucrurile pozitive pe care le are în viața lui. Să rămâi deschis la nivel relațional înseamnă să poți aprecia. Nu înseamnă să fii orb, să negi lucrurile prin care te-a rănit, ci înseamnă să-ți exersezi o altă facultate. Cea apreciativă cu privire la lucrurile pe care, bune pe care le poți vedea. Iată o întrebare pentru cuget. Câte din deprinderile de mai sus sunt dispus să le integrez în stilul meu de viață? Practicalitate. Și o întrebare poate mai interesantă. La care dintre ele întâmpin cea mai mare dificultate? Dacă scanezi repede din cele patru, unde simți că ai cel mai mult de lucru? Ăla e lucru care ar trebui să-i acorzi atenție în perioada următoare. Revin la această întrebare pentru a clarifica cât se poate de bine subiectul de astăzi. De unde știi că te afli sub vraja tradiționalismului? Iată de unde. Forma omoară viața, atașamentul bolnăvicios față de reguli, 2. Datina adevărul, ești pe pilot automat, unde se duc alții, te duci și tu, nu te interesează nimic altceva, urmezi cu religiozitate o numită inerție socială. Și 3, ipocrizia ucide iubirea, dubla măsură cu care operăm. Ai observat cum îți găsești justificări pentru anumite lucruri în viața personală sau în viața unei persoane pe care o simpatizezi și cât de drastic ești cu o persoană pe care poate o antipatizezi? E, asta arată pericolul, mai ales când vine vorba de ipocrizie. Pentru că elementul central e un element social de imagine pe care vrei să-l aperi în fața unei comunități sau a unor colegi. Practicând lucrul acesta, niciodată nu o să îți iei răgazul, să te uiți la inimă. Să ai puterea să fii onest cu prietenii tăi, cu cei de lângă tine. Să vă garantez că nu există conectare interpersonală fără de un astfel de, fără de un asemenea spațiu de realitate, de omenie, de zdrobire în care Harul lui Dumnezeu coboară și ne ridică. Iată câteva întrebări
Simți că rațiunea de a fi e să respecti niște reguli, chiar dacă ți se par absurde sau iraționale? Obiceiurile pe care le-ai moștenit au o putere asupra ta și nu mai poți vedea lucrurile clar? Sau ipocrizia religioasă ucide iubirea creștinească? Concluzia lui C.S. Lewis este atât de uimitoare. Uitați ce spune. Nimic nu-ți dă sentimentul amăgitor că ai o conștiință curată, cum o face? Respectarea unor reguli. Chiar dacă dragostea creștină și credința adevărată îți lipsesc cu desăvârșirea. Vezi de ce ai nevoie de un astfel de studiu? Fiindcă îți arată dedesubturile, nuanțele, aspectele ignorate în viteză, în fugă, în viața de fiecare zi. De ce e atât de primejdios idolul tradiționalismului? Pentru că îți oferă o falsă siguranță. Am putea aduna gândul lui Hristos în felul următor. Forma, datina și ipocrizia îți alimentează iluziile de siguranță și control. Aici e problema. Aici îl prindem în flagrant pe acest idol al tradiționalismului. Cum desfințează tradiția Scriptura? Învățătura oamenilor sau datina în timp devine poruncă, prin neglijență porunca lui Dumnezeu devine opțională, prin adăugarea altor obiceiuri tradiția sufocă Scriptura și construirea de justificări dăunează grav adevărului Scripturii. În momentul în care în această împleticire ne căutăm scuze religioase. O să zici, știi, eu n-am probleme cu tradiționalismul. Dar încă n-am întâlnit persoană care să nu fi fost mușcată de formalism și tradiționalism și să rămână indiferentă. Care e reacția instinctivă? Să te duci exact în cealaltă extremă. Cumva uneori îmi vine să zâmbesc când văd oameni care au crescut în contexte atât de rigide și care au fost aruncați cu un efect de arc exact la pol opus în manifestarea religioasă. De unde știi că e sub vraja avangardismului? Păi atunci când ești ahtiat sau avid după spectacol, când e o nemulțumire, dacă nu e ceva nou care să întrețină în permanență atmosfera, te plictisești. Plictiseala în etosul religios poate este elementul alarmant cu privire la pierderea conținutului și a reperelor sigure. În al doilea rând, devii deconectat. Cauți spectacol și ultima noutate pe piață, te simți deconectat și însingurat în relațiile cu oamenii și în al treilea rând vei fi dezrădăcinat. Pierderea legăturii cu adevăratele valori, cu adevărata moștenire. Săptămâna trecută am fost la Londra și spre surpriza noastră am crezut că vom putea vedea doar din exterior Westminster Abbey, însă am nimerit exact când se dădea voie la o seară de cântece și rugăciune. Din câte am înțeles, ai nevoie de luni întregi înainte ca să-ți faci planificarea. Stând acolo, s-a ridicat părul pe mine, am avut sentimentul ăla, cât de frumos este să te simți parte dintr-un istoric, dintr-o succesiune. Să știi că ai avut înainte oameni, martiri, care au murit, că există o legătură, că îs moduri atât de diferite în care Dumnezeu te accesează, îți aduce cântare, Scriptură, că e atât de variat contextul în care Dumnezeu te întâmpină până la urmă. Dacă vă mai aduceți aminte, Hristos n-a zis că burdufurile vechi n-au nicio valoare. Ci au spus că ele au fost bune pentru o anumită etapă. Prin simplu fapt că Domnul Hristos împrumută această analogie din viața de fiecare zi, demonstrează că nu există domeniu care să nu intre sub incidența aceste realități. Și Jordan Peterson demonstrează extraordinar în cartea Hărțile Sensului, Arhitectura Credinței, principiul acesta. A fost cartea la care a lucrat 12 ani, 5 ore pe zi.
o criză la nivel de credință în contextul protestant în care a crescut, în care nu găsea răspunsuri, l-a dus la această sfâșiere a crizei de sens, în care până la urmă a înțeles că toată dinamica la nivel cultural și interpersonal se reduce la acest joc. Întâmpin situații cranule care îți creează anxietate, care e tendința? Să te retragi. O abordare puțin mai curajoasă creează acel echilibru. Și până la urmă există în noi, la nivel de arhitectură, de structură, această tendință de a aluneca când într-o parte, când în cealaltă. Și cel mai greu este să-ți găsești echilibru. Și Hristos ce face? Exact asta spune. Dinamica sănătoasă a vieții religioase, a prezenței lui Dumnezeu în iudaism, într-o biserică, este această relație dintre vechi și nou, dintre tradiție și modernitate, dintre moștenire și inovație, dintre cărările bătătorite și cele neumblate, dintre zestrea înaintașilor și provocările actuale. Nu le poți deslipi. Trebuie să le ții împreună. Cel mai simplu e să rămâi înțepenit pe undeva în trecut sau să devii sclavul ultimei tendințe sociale. Cel mai greu e să cerni și să discerni lucrurile. Ce soluții am avea în fața avangardismului? Simplu, trei linii directoare. Cunoaștere. Convingerea mea este că adevărata cunoaștere de Dumnezeu, poate mai corect ar fi să spun descoperire. Cunoașterea adevărată de Dumnezeu vine prin revelație, când Dumnezeu ți se face de cunoscut. Fie când te întorci la El, fie în momentul închinării sau când citești Biblia. În al doilea rând, e nevoie de conectare. Relațiile semnificative, în care cineva are curaj să spună: băi, nu sunt de acord cu tine. Arată-mi, explică-mi, dar de ce crezi așa? Care e argumentul tău? E, acest dialog, această confruntare, te ajută să treci la al treilea pas și să-ți formezi niște convingeri personale. Cunoaștere, conectare, convingeri. Sunt lucrurile care ne vor dirija și ne vor orienta în fața acestui pericol, avangardismul. Dacă tradiționalismul este tradiția fără viitor, avangardismul este tradiționalismul fără nicio tradiție. Oglindește viața mea legătura cu moștenirea vie a trecutului și discernământ față de provocările actuale? Iată provocarea pe care ziua de astăzi ne-o pune înainte. Am revăzut zilele trecute filmul Baraka, The Shack, apărut în 2017, și am rămas copleșit de relațiile vindecătoare ale Sfintei Treimi în mijloc unei tragedii. Valoarea acestui film e că nicio teorie, niciun prieten, nimeni nu te poate ajuta decât Dumnezeu, care vine lângă tine, inconfundabil, și îți vindecă inima. Doar Dumnezeu mai poate repara o inimă sfâșiată de răpirea și uciderea propriei fiice de către un criminal în serie și de ascunderea unei crime în propriul trecut. Dialogul cu Iisus mi s-a părut revelator. Îngăduiți-mi doar câteva aspecte să vă prezint. Fă-mă, te rog, să înțeleg. Vreau să zic, te găsesc foarte diferit de toate chestiile religioase bine intenționate care îmi sunt cunoscute. Hristos îi răspunde: oricât de bine intenționate ar fi chestiile astea, cred că știi, mașina religioasă îi poate mânca pe oameni. Foarte multe lucruri care se fac în numele meu n-au nimic de a face cu mine și sunt adesea, chiar dacă neintenționat, contrare scopurilor mele. Nu prea ai la inimă religia și instituțiile, zise Mac, nefiind sigur dacă pune o întrebare sau face o afirmație. Eu n-am un plan, zice Hristos, o agendă. Ba dimpotrivă, eu am venit să vă dau viață din belșug, viața mea. Și concluzia este aceasta: simplitatea și limpezimea bucuriei produse de o prietenie care devine tot mai strânsă. Simplitatea și limpezimea bucuriei
produse de o prietenie care devine tot mai strânsă. Cunosc eu această simplitate și limpezime. Antidotul tradiționalismului nu este avangardismul, ci relația strânsă cu Iisus Hristos. Eu unde am tendința să-mi plec genunchiul? În fața trecutului sau a viitorului? Fără această calibrare optimă între tradiție și modernitate, ne vom pierde atât trecutul, cât și viitorul. Dacă mă sperie realmente ceva în fața schimbărilor năucitoare din vremurile noastre, este că vom fi măturați și înghițiți fără să știm ce ni s-a întâmplat de fapt. Fără rădăcini, vei fi smuls la prima pală de vânt. Ați văzut copaci dezrădăcinați cu vechime și experiență în furtuni? Este un veritabil argument că nu vom fi cruțați. Fără provocări, ne vom conserva tradițiile confundând forma cu funcția. Descoperirea de sine a lui Dumnezeu e singurul loc în care ne putem aprecia deviația și vindeca de idolatrie. Dar aceia din popor, spune Daniel, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Haideți să închidem ochii pentru rugăciune. Înțelegerea provocării de azi îți oferă o veritabilă busolă cu care să navighezi pe apele tulburi ale vremurilor actuale. Să nu te închini nici trecutului și nici schimbării. Să nu fii nici dezrădăcinat și nici anchilozat. Iată întrebarea la care îmi doresc cu adevărat să ne căutăm un răspuns. Este cu adevărat preocuparea pentru conținut, transformare și iubire elementul central al credinței mele? Idolatria este, după cum ne-am lămurit deja, imorală, adictivă, amăgitoare, păguboasă și, în final, letală. Merită? Poate că al descoperi pe Iisus Hristos și relațiile vindecătoare cu Sfânta Treime e secretul viețuirii și conviețuirii. Simplitatea și limpezimea bucuriei produse de o prietenie ce devine tot mai strânsă.